2023 a fost un an de excepție pentru tenisul de masă de la Slatina, iar la baza acestui succes stau atât antrenorii cât și copiii pasionați de acest sport. Tinerii jucători au reușit să obțină performanțe remarcabile atât la nivel național cât și internațional, iar pentru munca depusă au fost recompensați de primăria Slatina. Sunt foarte onorată și fericită că am fost premiată în calitate de antrenor al Clubului Sportiv Municipal, ținând cont că în anii trecuți am fost sportivă. Acum sunt fericită că pot să duc în continuare tradiția tenisului de masă slătinan la nivel de copii juniori și cine știe, poate chiar la nivel de seniori. Ne dorim ca anul 2024 să-l depășim la număr de medalii naționale, internaționale. Anul 2023 doar ce a trecut. În cadrul Galei Campionilor au fost acordate premii speciale pentru diferite categorii de sporturi, inclusiv box, atletism, judo sau karate. La tenis de masă, slătinenii care s-au remarcat pe parcursul anului trecut au fost într-un număr foarte mare. Emoții care fiecare dată atunci când câștig un premiu sau când primesc recunoștință pentru munca depusă. Ori de câte ori merg și urc pe această scenă, emoțiile sunt din ce în ce mai mari. Mă bucur foarte mult că am putut să fiu astăzi prezent aici și că munca mi este recompensată și cred că este o acțiune foarte frumoasă din partea primăriei și toți sportivii se bucură de ea. A fost un an bun pentru mine. Am avut așteptări de la mine și le-am îndeplinit. Sper că anul 2024 să fie un an mult mai bun, să am mai multe rezultate și să mai particip la acest eveniment. Locul întâi la un campionat internațional de la Dumbrăvița, locul doi la același concurs alături de colega mea găină Daniela și am mai avut un loc întâi la încă un concurs internațional, Academia Daniela Dodan. 2024 va fi un an greu pentru tine? Da, dar sper să am mult mai multe rezultate și am încredere în mine. Câteva obiective pe care ți le-ai propus? Să intru în primii 4 la campionatele naționale. Secția de tenis de masă a Clubului Sportiv Municipal din Slatina rămâne astfel un exemplu de excelență și dedicație în lumea sportului, continuând să inspire tinerele talente în drumul lor către performanță.